Blast Radius Board Game, Toothpaste. Fix de pastă de dinți aveam nevoie în lumea asta acum, cu aia că mă gândeam că nu m-am spălat pe dinți dimineață. Să vă zic că Tony cum e cu... Vă salut, urmăritorii mei! Ce mai faceți, ce mai dregeți? Sper că sunteți bine! Astăzi vom juca ceva inedit, ce mi-am dorit să joc fix de la lansare, dar n-am vrut să dau bani, sincer. Dar mai înainte de toate trebuie să scap de ceva neapărat. Fresh as fuck, boy! Întorcându-ne la chestia importantă de astăzi, Fallout 76. Am vrut să-l joc din prima de când a ieșit, însă a fost o catastrofă, așa spuneau review-urile de atunci. Toată lumea a sărit pe Bethesda, i-a rupt, cred că pe bună dreptate, și costa și o grămadă când a apărut, undeva pe la 200 și ceva de ron, și nu m-am riscat să dau atât pe un joc stricat. Am așteptat să se repare, nu s-a întâmplat asta, nu știu, nu mai știu nimic, nu mai țin minte, s-a întâmplat acum câțiva ani. Astăzi Steam-ul mi-a dat o notificare super șmecheră. Fallout gratis, până marți, bineînțeles că Steam-ul nu prea e Epic Game Store să le dea și să le lase acolo în inventory. Nu. Așa că haide să vedem cum e cu Fallout. 76, 77, 7. Citar. Play. World found. Mi-a găsit lume. This world should have been overrun. Take it back. Rușii? Lol. If the bombs do come, if the end does come, we stand together. E drăguț ăsta, filmuleț de început. One eternity later. Ce față am? Este mai accurate, ia uite ce seamănă un pic cu mine așa. Mamă, câte poți să faci? Acum o să stau o oră. Seamănăm? Are față cam lungă. Asta e ok așa. Bunkerul. Mamă, câte chestii. West Virginia. Așa, poți să ciordești ceva de pe aici? Nu poți să iau nimic, a? Pip-Boy, activate. Asta este ăla de pe mână, nu? Ia-o, tălmă, frate. Dă-mi arată level-ul și toate combinațiile, haide. Oamenii mergeau cu ăsta pe mână. 10 kg pe stânga. Are 70 de FPS-uri, dar parcă zici că are 30. Da, uite așa se deschideau ăștia, mamă. Ce față de pârnei așa. Press G to open emotes. Iată-l, mă. Au băgat emotes, mă, coaie. Sunt level 2. Și de ce mi-a rămas emo... Ah. Nu mai, lăsați-mă în pace. Pot să intru înapoi? Nu mai pot. Uite ceva acolo, se mișcă. Și gata, m-a lăsat aici? Hei! Ce iau de pe tine? Trage în mine, trage în mine! A, dar uite câtă viață, uite câtă viață am, o frate. I'm invincible, bitch! Eu trage mașini, pizdare! Bă, ce vrei, mă, tu? Mamă, ce bătaie le dau la ăștia, frate! Eu dă să fugi, unde fugi, unde fugi, unde fugi?
Îmi curg butoanele într-una. Mamă, asta este joc de hoarding, frate. Îți dai seama, dă și caută până toate bagajele astea. Dar ce greoi e. Mi se pare că e greoi tare. Ce naibii? Leatherraft status. Ce-mi vrea ăsta? Lasă-mă în pace, coaie. Jocul ăsta se numește cotroboiala până lucruri. Nu știu ce să zic. Mi se pare greoi așa. Mi se mișcă... Nu prea-mi place. Mie stilul ăsta așa. Ăsta este un Pennington. Mă așteptam și eu la un om. Am găsit ceva aici. Fox! Nici n-am văzut-o! A dispărut! S-a teleportat! Nu, aici. Change. Doamne, ce greoi! De unde am pistol, mă? Doamne ferește, cum ies bă de aici? Nu știu dacă merg în direcția bună, pot să pun de ăla? Toggle active, gata cu aia. Gata și nu mă apare pe minimap, mi-a plăcut. Ce joc de scavenger. Ăsta a făcut pană și a zis stai puțin să-mi repar roata și a venit bombis. Ce au pățit ăștia? Bă! Mamă, ăștia a murit așa cu aia, criogenați, carbonizați, petrify body, search. Ce să găsesc la tine dacă îți dau search? Pietre? Hii! Mi-a dat radiație, asta am găsit, ce mișto cu aia. Belea rău, ce decizie inspirată. Search, nu-ți mai dau search ție, lasă-mi pace. Uite-l mă, e în viață? Ce faci mă, trăiești? Auleu, ce mă? Cine, bă? Zombie au pistol! Zombie cu pistol! Nu cred așa ceva. Pistolul e al meu. Cine? Fai mamă, ce fel fu... De ce fugi? Doamne, ce joc! Dă repede să-mi pun. A, nu pe ăsta, mă! Nu pe ăsta. Închide. Urc la etaj. Nu-i nimeni aici, am timp să-mi pun pistolul. Pistol aici, change. Să-mi ba... Hai că am avut timp. Uite o pisică, nu se sperie de glonță. Pisica nu se speria de glonță. Nu se sperie pisica de glonță, ia. N-are nicio treabă. Pișiatul ăsta mă știe aici, mă. Mă știe aici, el știe că sunt aici. Am tot luat... Ce faci, mă, pisi? Ești reală? Ce bine. Ce bine că nu pot să o omor. Altfel regretam că am dat înea ca prostă. Asta este scorged. A, ăștia sunt scorged de care se plângea oia. Mamă, mamă, ce joc. Ce tot vrei. Ce greoi e jocul. Și a scăpat pe... N-aveai nimic pe... Și... N-aveai nimic și stăteai tirat. Ce prefăcut. Blast Radius Board Game. Toothpaste. Fix de pastă de dinți aveam nevoie în lumea asta. Acum, cu aia, că mă gândeam că nu m-am spălat pe dinți dimineață. Nu prea îmi plac jocurile astea greoaie așa, nu știu, nu înțeleg de ce le fac așa, nu știu. Se mișcă, nu știu dacă vă dați seama. Adică am 70 de FPS-uri, cred că e blocat la 70. Dar zici că am 30, nu știu cum să vă zic. Cu ce meme-o aș putea să-l compar pe ăsta? Cu? Nu-mi dau seama. Că și Elder Scrolls Online am jucat și e altfel, frate. Și mai chiar. Păcat de lumea asta, păcat. E ce apă? Ce asta? E apă, mă, cu aia? Ia. În fine, hai că grafica nu e așa importantă pentru mine neapărat. O să fac și eu ceva. Bă! Mama, am vrut să-i dau! Iau-te-l pe ăsta, cu aia. Iau-te-l ce... Iau-te-l ce pistoc are. Wow, wow, what's going on here? Tell me about this treasure, maybe we can work something out. Mi-a plăcut. Bă, stai, prost, ce pistol are, frate. Dar trage pistolul al tău, mă, și că-i praștie. Asta nu știa nimic, frate. Look, she doesn't know, ok? Ia marș, mă, de aici. Hai, mă omoară. Cineva mai trage în el? A mai trage cineva în el, nu? Dă repede, ți-i dau. Mort ăsta, frate, dar cred că îl știu pe ăsta, asta nu este din Fallout 3, ba da, cred. Așa, read the plane, treasure, item, sign from schematic. Uite-l pe ăsta, frate. Ei!
Jucător? Cum vorbesc? O să-l atac oare? Corn Harvest? Unde mi-a păruse? Aici este... Mamă, dar ce fel arată coaie porumbul ăsta, frate. Cred că e bun rău. Cioardă direct, frate. Cioardă direct. De ce nu mai stau la vrăjeală să mă feresc, că nu știu ce. Cioardă pe față. Fai de... De ce am tras coaie? Cred că-s level mare. Că aveau pistole mișto și am vrut să le iau pistolul. Am tras în ăsta, uite ce se agită. Gata, mă, nu te agita, Brotherhood Hopeful. Trebuie să mă duc de aproape. Trebuie să dau raș, pe nu mai am gloanțe. Dau raș! Nu mai văzut. One is down, coaie. Mai rămâne ăsta la altă, ia să-l vedem ăsta, câtă viață are. Nu știu dacă n-a fost bine că am tras, ăștia cred că erau friendly. Cine e ăsta? A venit și m-a ajutat! A lutat ăsta? Cum vorbesc cu el? Invite team. Doamne ferește, aia încă vorbește, băi băiatule, îmi vorbește de o oră. Ia-te farmhand ce dă! Ia-te-l pe ăsta, fără mâini! Bravo, mă, farmhand, așa vă vreau. Nu am înțeles ce s-a auzit. S-a buguit audio? Bă, ce se aude, coaie? Incredibil, coaie. Nu vine să cred. Intrând prin meniuri pe aici, am descoperit că are 3 moduri. Adventure, Private World, unde poți juca cu op, cu colegii tăi, să nu te deranjezi niciun nebun. Și Nuclear Winter, Beta, Battle Royale. Tony! Mamă, ce fețe au toți, zici că sunt manechine. Uite-i pe ăștia, ăștia sunt tot player? Ăștia sunt toți player. Ce creepy e. Ce să începem de undeva de aici, de la margine. Go. Și găsesc iteme așa cum găsesc la... Da, coaie. Iau de ce am găsit, mâncați așa. Păi, dar ce greoi e, mă, frate. Jocul ăsta e ca Metro de greoi, dar... Măcar Metro ăla era greoi tot gameplay-ul așa și era un FPS greoi, dar mișto, dar ăsta... Să fie și competitiv așa și să fie așa de greoi, mi se pare, nu știu, mi se pare un pic cam aiurea, dar în fine, asta e părerea mea. Lumea poate se joacă asta. Ce e asta? Asta e, dă la frate, de pot să intru în el. Bă, dă-te în pula mea de aici. Uite ce am găsit cu aia. Vai. Mai pot să intru pe aici până de-astea? Mai pot, nu pot să fac tot ce... Switchblade, iau-te mă, ia. Haide mă, fraților, acum să vă văd, ia? Ia uite. Ce monstru e ăla, coaie? Oare putem să-l omorâm pe ăsta? Și-mi dă ceva? Unde mi-arată gloanțele? A, acolo, 136. Pulse grenade. Pe G? Nu-i grenada pe G. Înțeleg, nu vreau să-l mai omor. Lasă-l în pace. Lasă-l să trăiască. You believe! Are delay-ul ăsta la mișcare, are... Ți-am zis, zici... A, deci acum am 70 de FPS-uri, că stă blocat pe la 70 și zici că am 30. Aoleu, am prea multe pe mine, mă, frate, mă. Incredibil, trebuie să mai drop. Uite câte de-astea am drop, double barrel shotgun. Și tot am prea multe. Uite câte de-astea, wood armor am coaie. Mamă, ce iurea e ăsta. Trebuie să mai manageriez și inventory-ul în nebunia asta. Hai să ne mă întâlnesc cu ăsta, ha? Dă să-mi schimb. Nașpa, că nu mi se schimbă arma pe rotiță, frate. Mamă, vine încoace, mă? Mamă! Vai, ce la distanță sunt cu aia, acum văd. Nu cred. Cred că am intrat în zonă, așa-i? Uite-l, un player. Un hit? I-am dat un hit-ul, unul. Uite încă un player. Uite acolo un player, ia. Coaie, mamă, coaie. Du să mă duc spre ăla. Doamne, cum se trage, coaie. Asta o să creadă că îl învii pe ăsta și o să vină să mă omoare și îl aștept aici. Uite-l ce trage, cu ce trage, băi băiatule, băi băiatule.
nici nu știu de unde să încep. Da, ce pot spune, nu m-a prins deloc, aproape deloc, l-am dezinstalat. Nu... Mi-a adus aminte mai mult de Metro decât de jocurile Fallout, Fallout 3 și Fallout 4, datorită controlului greoi, ca la Metro, numai la Metro era așa, acolo mă rog, înțeleg oarecum, erai cu masca aia de gaze, te mișcai greu, era și semi de groază, așa, era nevoie de chestiile, aici nu văd de ce ar fi nevoie. Nu mi-a plăcut nici cum se trage, nu mi-a plăcut nici nu știu ce, putea spune că mi-a plăcut chestia asta că e RPG, n-aș vrea să fiu așa rău cu jocul ăsta, dar de asta cred că are prețurile astea, G2-a și Eneba. Adică, cum să dai pe jocul ăsta 250 de ron sau cât a fost la început? N-ai cum și nici nu-mi imaginez. Și acum cu atâtea patch-uri și cu o grămadă de îmbunătățiri, probabil, și e așa, apoi la început când a ieșit, cred că era catastrofă, de-aia toate review-urile negative. Și modul la Battle Royale, nu mai spun, nu mi-a plăcut, nu m-a impresionat cu nimic, nu mai cu inventory-ul ăla, greoi, nu știam să pun pe 1, pe 2, fast, de la... Quick inventory slot pe 1, pe 2, probabil dacă te obișnuiești puțin și joci, dar mie nu, mi se pare groaznic, deloc intuitiv. Să nu fii atent și să lutezi și să-ți se umple inventory, să nu mai poți să fugi, să nu mai poți să alergi pe acolo, să apeși I, să intri în inventory, să arunci lucruri, să iei altele, să mi se pare groaznic. Trăim în secolul vitezei, frate, și toată lumea vrea cât mai repede, cât mai asta, și vine Fallout, care stai, apasă I, intră acolo, alegeți, aruncă, noi. Mai ales Battle Royale, despre asta este vorba, frate, despre rapiditate. Părerea mea, nu știu, despre cât mai... Cât mai fâșneț trebuie să fii. Ce pot să zic? Era de așteptat, dar nu mă așteptam să fie chiar așa de groaznic, pentru că eu sunt destul de moale așa cu jocurile, nu prea judec. Poate că n-am jucat destul, dar nu cred că m-a respins din prima cu stilul de tragere și cu chestiile astea și cu ăla de la fel de cons de crafting, greoi, cu campul ăla, îl puneai random, te atacau moștri random. Stăteam, construiam, mă chinuiam acolo să citesc meniurile, venea un monstru, un mob, mă ataca, mă... Nu știam ce se întâmplă, nu... Dacă tu ai jucat Fallout 76 și ți-a plăcut, spune-mi, lasă-mă un comentariu și spune-mi, băi, uite, jocul e așa și așa, uite, n-ai jucat destul sau uite, n-ai făcut instanțe sau n-ai ajuns acolo, dă-i puțin timp și poate da, așa este, nu zic nu. Sau dacă îți place, if you enjoy it, așa mai greu, mai asta, mai să te chinui, să tragi, așa, este super ok, n-am, asta este părerea mea, dar... În fine, thumbs down pentru Fallout 76. Și dacă ai vreun joc... Și nu știu dacă să-l cumperi, să nu-l cumperi și... Sau pur și simplu vrei să-i fac un review? Lasă-mi aici un comentariu pe YouTube cu numele jocului și Tony o să spună cum e treaba cu el. Și până data viitoare, gaming hard, fraților. Pa!